gata, am plecat de la mănăstire și e, ce-i drept, este cam târziu. E 3:20 după amiază, bineînțeles, că na, dimineața mai a făcut ieșiri. Bate extrem de puternic vântul. E frumos, e aer cald. Ajungem la cabana meteo. Superb. Nu e aglomerat pe scări. Mai e puțin și ajungem la scări. Apoi cred că o să găsim pisicuța. Pisicuța dolofana aia roșie. Thank you.
A reușit. Hai că nu e așa de obosit. E pentru prima dată. Bravo. Zine ceva în germană. Ich habe vergessen. Bravo. Am început coborârea și este mult mai ușoară, îți dai seama, pentru că s-a și eliberat. A fost foarte aglomerat pe vârf. Acum e 5:30 după amiaza și ar cam trebui să ne grăbim, că nu știu, cred că facem vreo 3 ore până la Durău, dar o să coborăm rapid. Nu mai zăbăvim așa pe traseu, pentru că deja ne-am încărcat cu energie, suntem de ieri aici, ne-am plimbat, stat la soare, cât a fost soare dimineață, hai să coborăm. Aici scările sunt un pic mai abrupte, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că, hai, nu te ții de balustradă, dar măcar să vezi unde pui piciorul, până trecem de porțiunea asta un pic mai abruptă. Vântul s-a mai liniștit pentru că este dus. Suntem în spatele muntelui. În general,
unde este dos, ne protejează. Am trecut de porțiunea aia mai abruptă și acum coborăm mult mai ușor. Uite că sunt și alte persoane care mai urcă, chiar dacă este un picuț mai târziu, dar ei probabil rămân peste noapte la cabană și de asta își permit să urce la ora asta. Am văzut astăzi foarte mulți tineri, foarte mulți, foarte mulți care iubesc muntele. Și asta ne bucură. Asta iarnă, când am coborât, era pisicuța care aștepta mâncare. Acum pisica aia roșie, de fapt era un galben portocaliu, am văzut-o sus la stația meteo. Deci, ideal case de aici, pisoiașul. Haide că am ajuns. N-a fost chiar atât de greu. O să revenim întotdeauna cu plăcere pe vârf.